Da. O invităm alături de noi pe frumoasa, grațioasa, Oana, superba, Oana Bebelușa! Ionita! Bună dimineața! Bună dimineața! Așa am zis să începem și noi. Da. Am zis că îmi iau și eu asistentă, că se poartă și dacă și voi aveți pe Raluca, eu am pe Isabel. Foarte frumoasă. Balet. Mai nouă se spune că baletul te ajută să zăbești, îți oferă și o atitudine aparte. Și o postură, exact. Mai ales după sărbători, dacă vrem să lungim puțin musculatura și să tragem grăsimuța pe care am pus-o de sărbători, trebuie să facem balet, pilates sau ca să nu trecem la sporturile cardio din prima. Să o luăm mai ușor. Așa, da. Și mai ales că baletul îți oferă această atitudine și poziție cu gâtul lung, cu umerii, mai ales la fete, foarte important, nu-i așa, Răzvan? Mă ajuți astăzi să facem balet? Da, păi, hai, uite, doamnele care se uită la noi la această oră, dar și bărbații, să se ridice în fața televizoarelor și să facem balet. Prima lecție de balet, da? Prima lecție de balet este important să știm de ce avem nevoie ca și constituție fizică ca să urmăm aceste cursuri. În primul rând, avem nevoie de un cudeu pie foarte extins. Adică. Și anume, Isabel, îmi arăstă, rog frumos, este vârful piciorului, gogoașa pe care o face vârfulețul. Dacă aveți un copil sau o doamnă acasă care are capacitatea de a întinde vârfulețul foarte mult, înseamnă că are cudeu pieu perfect de balet. Apoi da? X-ul, genunchii foarte bine întinși, nu-i așa, Isabel, întinde genunchiul, poziția, gâtul lung. Dacă avem gâtul de lebădă, înseamnă că perfect trebuie să facem balet. Balet, gimnastică, ritmică, orice. Și noi ce gât avem? Asta de lebădă? Este de lebădoi, puțin, așa? Da, mă rog. De porc. De porc există. Poziția e importantă. Primul lucru la balet, să zicem că noi suntem la anul 2 de studiu, pentru că anul 1 se face la început pe salteluțe și învățăm mobilitatea, musculatura. La anul 2 învățăm pozițiile. Poziția întâia de picioare este cu călcâiele apropiate, vârfulețele depărtate, genunchii întinși, fundulețul încordat, funduloiul încordat, burta trasă, pieptul față, umerii jos, lungim gâtul, tragem de umeri în spate. Poziția a doua se face cu Batman Tandui lateral, asta este poziția a doua de picioare. Poziția a treia, cu un picior în fața celuilalt, petrecut, e mai simplă poziția asta, nu și se folosește foarte întinse, mult. Da? Evident, și întinse, tot timpul încordat și burta trasă, așa. Poziția a patra, poziția a patra, piciorul drept în față, așa, Isabel, întinge genunchiul. Și poziția a cincea, care este cea mai grea, vârf la călcâi, călcâi la vârf, piciorul petrecut și păstrăm fundulețul încordat. Raluca, Isabel, te rog frumos, corectează-o pe Raluca. Așa. Ia uitați-o pe Isabel. Ia. Piciorul din spate. Așa. Piciorul din spate, Isabel. Aolo, să nu-i lupi picioarele, Isabel. Piciorul s-a răsucit și s-a distrat. Așa, asta este poziția 5. Asta e cea mai grea. Și mâinile cum trebuie? Mânuțele, acum învățăm și mânuțele. Poziția inițială. Răzvan, ținem puțin microfon. Poziția inițială începe de aici, de jos. Brațele ca și când am avea un balon, o minge. Poziția întâi, cu degetele în dreptul buricului. Poziția a doua, brațele se deschid lateral. Nu uităm coatele, tot timpul se ridică umerii, păstrăm poziția, postura, gâtul lung. Poziția a treia. Isabel, arată în poziția a treia. Poziția a treia. Nu la picioare, la brațe, te rog. Poziția a treia la brațe, mami. Așa, bravo. Poziția a treia pe care Răzvan o face de fiecare dată când aude cuvântul balet. Umerii jos. Păi doar aici atâta a ținut minte, Oana. Dar nu o face corect, degetele să-i arăți. Este foarte greu la poziția a treia să ții umerii și spatele. Pentru că ai tendința să ridici umerii. Poziția a patra. A patra. Poziția a cincea și revenim la poziția a șasea și revenim la poziția inițială. Apoi, niște mișcări de balet. Hai, mișcări, hai la mișcări, de balet. Aici avem poziția din poziția a cincea. Prima mișcare care se studiază este plieu. Plieu înseamnă să îndoim genunchii, plieu elastic. Adică deschidem foarte mult genunchii pe lateral, încordăm funduloiul. În continuare, funduloiul tău n-are voie. De ce e în spate? Corectează-ți, te rog, poziția. Păi spate de umeri. N-ai transpirat, înseamnă că n-ai muncit. Așa. Demiplie deschid, revenim poziția întâi și sus demipoant, ne înălțăm pe semidegete, pe pernițe, pe pernițe, Răzvan. Sus. Răzvan, nu prinzi mișcarea. Pe pernițe, sus,
sus mă nasc, ca și când cineva mă trage, nu ajung eu sus acolo, dar cineva mă trage sus de păr, așa, exact, bine. Bravo. Asta a fost. Oana nu ține bine picioarele, Răzvan, uite-te. Răsucește călțile în prin interior. Dacă ai încordat fundul oiul suficient de tare și ținți genunchii întinși, întinși genunchii, întinși genunchii, aia e, perfect. Îl mai trag de păr? Cât mai sus trebuie, nu? Cât mai sus. Da. Cât mai, cu cât tragi mai mult, cu atât e mai bine. Și, mai departe. Burta, Răzvan, burta. Burta tras, așa, colăcei. A poziția cincea, pa de bure spre dreapta. Pașii se fac mărunți din genunchi, tiki, 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 tiki. Așa, foarte bine. Schimbăm din poziția cincea, Batman tendu, stângul. Am făcut un Batman tendu, ăsta e Batman tendu, a doua mișcare care se studiază la balet. Și mergem, pa de bure, revenim la stânga în poziția a cincea. A cincea, a cincea, exact. Foarte bine. Acum vreau să vă învăț amboate. E o mișcare de deplasare, o să o fac întâi eu cu Isabel. Amboate? Amboate. Amboate. Amboate, eu știu. Da. A, ce frumos! Cum mergem noi la piață, Răzvan, la fel. Vai, ce drăguț! Hai, ia și pe bote, dați-mi. Doi câte doi ar trebui să facem? Hai, eu cu Isabel. A, tu cu Oana, Isabel. Ia și pe bote, te rog, ca să nu vezi bine. Tu cu Isabel. Se potrivesc mai bine la înălțime. Da? Ia. Și hai. Așa. Stai, stai, stai. Așa, pe fața nu ca pe picioare, te rog. Batman tandui cu piciorul drept în față. Întind vârfulețul. Răzvan. Și plecăm. Și. Răzvan, să nu ca copilul Răzvan. Bine, Raluca, bine, bine. Răzvan. Nu e. Oana. Explică-i că nu este horă, explică-i, te rog. Are un viitor, ar putea să aibă un viitor, da, cu niște ședințe așa mai multe, da. Vreo 10 ani, ai putea să ajungi departe. Și la sfârșit de oră se învață șanjman, săriturile. Prima săritură este soteu. Soteu, simplu, în poziția întâi. Asta e simplu. Mai apoi se învață șanjmanul. Asta înseamnă schimbarea din poziția a cincea, care e mai ușoară și e foarte frumoasă. Pac! Schimbăm picioarele și cădem în a cincea. 2 bani, 10 bani, 5 bani, 10 bani, 5 bani, 10... Hai, Răzvan, ca la târbe, știi tu? 5 bani, 10 bani, 5 bani, 10 bani, 5 bani, 10 bani, bravo, așa. Bravo, bravo! Și, evident, la sfârșit de oră, ce se studiază cel mai mult este șpagat. Adică, piciorul drept, punem Batman tendu în față și alunecăm ușor până jos. Alunecă, Răzvan, alunecă! Așa... Aștept, eu nu pot mai mult. Alunecă nici mai mult. Mai mult. Trebuie să facem mobilitate la sfârșit de oră. Da. Așa, și ca să trecem mai departe, o să învățăm și o priză. Să zicem că am ajuns la anul... Prizele îmi plac cel mai mult. Da, el se pricepe cel mai bine, Răzvan. Se știe. Să zicem că am ajuns la anul... 5-6 de balet și știm și lucrăm duet, în pereche și suntem... Și cu cine fac, cu tine? Poți să faci cu mine la început. Da, cu tine la început. Da. Așa, și după aia și după aia cu noi de pământ, Oana. Hai să vedem. Hai să vedem. Priza. Spune-mi ce trebuie să fac. Tu trebuie să mă ții de mână de aici de talie și celălalt picior de aici. Așa. Și te ridic în sus? Da. Ține-o bine, Răzvan. Mă învâr. Aolo, aici e pericol. Ai grijă cu învârtitul. Mi-am mărțit în piciorul. Asta a făcut-o intenționat. Vai, a călcat și copilul. Vai, ai călcat copilul. Hai, trânti mama. Măi, Răzvan. Deci, din, ca dintr-un film de comedie. Învățăm o priză mai grea? Da, sus? Așa cum ai făcut tu cu Isabel, fii atent. Doamne, cât curaj ai, Oana. Din câte țin eu minte, noi am încercat priza asta la repetiții și nu ne-a ieșit niciodată. V-ai ieșit odată, parcă. Când am căzut eu în cap, da. Stai nu puțin. Cred că vrei să o încerci din nou, te rog, Oana. Oana, saltele, vrei să aducem saltele? Nu, nu, că oricum cad pe moale. Înspre tine. Da. Tu faci un plie și asta nu să în doi genunchi, da. Mai zis mai devreme. Și eu mă urc sus pe umăr. Mai tine. Da, hai. Da. Hai. Și tu mă prinzi așa. Da. Da? Uh-huh. Da, înțeles. Țin-o bine că te mănânc. Ia, ia, lasă-te jos, lasă-te jos, lasă-te jos. Jos. Vai. Și ridică-te acum, hai. Stai, mai Răzvan. Mai Răzvan. Nu poți pe partea asta. Nu poți
pe partea aia? Da. Hai să fac eu pe partea aia. Ia. De aici? Bine? Stai aici, stai. Și mă pun pe umărul tău. Așa, așa, așa. Doamne. Răzvan! Gata! Doamne. Doamne. Asta s-a numit priză în... Când era să te arunce în cap și a adus aminte. Aia, da. Da. Asta se numește rândunica. Mai facem o dată? Că mi-am adus aminte de ea. Hai, bine, a adus aminte, Răzvan, e grav. Trebuie să te prind, trebuie să vii mai aici, hai. Gata? Hai. Ia! Bravo! Ușor! Doamne, doamne, dar cât de curajoasă ești, Ioana, că... sincer. Deci tu ai fi în stare să faci și priza aceea. Știi că am văzut noi pe internet cu cuptorul, când scoți mâncarea din cuptor. Da, aia e mai de aerobic, așa, să faci, să o țină de șo. Aia să face sus, în dirty dancing, ai văzut? Mamă, da, ce frumos. Da, să facem dirty dancing când dansi. Ai obosit? Nu. Noi am luat-o așa treptat, gradual, am încercat în 5 minute să concluzionăm cam tot ce se întâmplă. N-am concluzionat, pentru că Răzvan a trecut la etapa numărul 2, a devenit profesionist și a primit cadou o fustă de balet, motiv pentru care o să continuăm puțin baletul în această dimineață. Așa, e superb, Răzvan. Mai sus, ca să țină burta. Mai sus. Poți să tragi peste burta, să se vadă că ai și talie, Răzvan. Mai sus. Așa. Așa, așa, trebuie să te strângă puțin ca să-ți formezi talia și că la balet ne punem tot timpul un brâu pe dedesubt să ne țină burtica și să ne tragă. Și cum aveau doamnele pe vremuri, corset. Mă rog, hai să învățăm un amboate. Amboate. Hai. Hai, amboate. Bravo, nu știu cum să spun, dar ăsta e din lacul lebedelor, din actul 2, din lebedele mici, dar se poate lucra și la lebedele mari. Da. Dacă... Hai, încă ceva. Ce, vrei să mai facem încă ceva? Pirueta! Asta era, doamne, de când o așteptăm, pirueta! Pirueta, dar... Da, să stea și așa în aer. O să stea, asta se numește tiu-tiu, dar când te învârți, se ridică. Da, să vezi ce frumos, o să se vadă. O să se vadă superb. Cred că mai degrabă. Într-un singur deget. Ține-o bine, Răzvan. El nu se învârte, Oana? Nu, el doar se ridică atât. Așa și mai e pirueta de talie. Da? Și eu ce trebuie să fac? Ține-o, dragă, nu-i da drumul. Așa. A uitat. Stai cu mine, sus. Mă arunci, mă arunci. Vreți să nu te calce, Oana, ușor. Și încă o dată. Stai, stai, să fac plie. Adică să fac plie și să mă pregătesc. Da. Nu mă sună așa. Hai, zi tu când, da? Plie și... Ia, bravo! Hai, care ușică deci, decât, ai văzut? Dacă l-ar vedea la Opera Română sau la alt teatru... Iar dai interviu pe viață să mai intre acolo. La cât ridică? E, dai seama, adică e important. Dar mă reclamă, da. Nimeni. Audiența. Da. Așa. Da. Stai să vreau să fac și o pirueta asta, așa. Care? Hai. Asta cu... Dar stai că trebuie să te țin eu, să stai cu fața la public. Pe vârfuri. Pe vârfuri de mipoan și te învârți. Eu te țin, tu mă ții pe mine de un deget. Hai și învârte-te. Și te învârți. Sau să imaginezi că te ține cineva. Așa, dar pe un picior. A, pe un picior. Nu uita, foarte important la... Mă rog. Aia! Cam așa. Cam așa. Nu uita la piruete, important capul. Capul pleacă ultimul și vine primul. Pleacă ultimul și vine. Ca să facem niște șoneuri, să te ajute puțin la asta. Da. Facem niște șoneuri? Da, lui în general îi pleacă primul capul și pe urmă se duce și restul. Nu, nu o să fie greu să execute așa. Uite, un șanjman frumos, nu uita de spate, tot timpul, foarte important, spatele. Bravo! Așa, în a cincea. Bravo! No, așa, și acum hai să învățăm șone. Șone? Șone, șone. Asta e preparația. Wow! Asta era, bote, bravo! Bravo! Câtă grație, cât de frumos se umflă fusta! Bravo!
da, vreau să te văd o dată, să te pot corecta. Da. Da, te știi văd, ce mi-ar plăcea mie? Să văd faza aceea la din Dirty Dancing, e grea. Hai de tine. E complicată. Da. Hai. Mi-e cam teamă să te prindă el. Așa, așa. Ține mâinile, ține mâinile, coatele sus, capul, capul, întors, brațele. Da, cred că amândoi mai aveți de învățat foarte multe. Răzvan, crezi că ai putea să o prinzi pe Oana ca în Dirty Dancing? Numai gata, nu, deja nu. Nu poți? Ai obosit? Ai o prinză foarte grea, nici eu n-am mai... dar putem să încercăm alta. Care? Da. Care? Da. Una sus, în, în arabescu, în arabescu 1. Da. Trebuie să mă ridici foarte sus. Aia da, am încercat până la tavan, cât mai sus. Da, e tavanul foarte înalt la voi. Bine. Hai, ia să vedem cum. Ia să vedem. Țin-o bine, Răzvan. Mă ții de aici. Da. Te ridic așa? Stai! Mai? Stai! Stai! Ridic-o acum, hai! Hai! Ridic-o, să cazi pe moale măcar dacă Doamne ferește oricum, ceva. Da. Deci fii atent, tu trebuie să bagi mâna pe sub picior și să mă ridici sus aici. Da. Pe sub picior, nu între. Pe sub, așa. Hai! Hai, hai. Doamne ajută, țină! Raluca, Roxana, veniți să mă ajutați să o ridic în sus. Cum trebuie să te ajutăm să o ridici? Veniți încoace. Hai, Roxana. Să te ajute femeile să ridici o privighetoare. Hai de Raluca. Mai Răzvan. Hai, lasă-te. Vino din față, din față. Din față. Răzvan, te faci de râs. Hai. Nu poți să o ridici pe Oana? Hai. Hai, Raluca, ridică. Ia, haide. Haide, hai. Doamne, ferește. Eu o priză foarte grea. E o priză foarte grea, probabil în câteva ședințe sute o să o priză. Trebuie să ai de putere deci în mâini. Nu, totul se face nu din mâini, nu, din picioare, ca la haltere. Pac! Din picioare, nu din spate, nu din loban niciodată. Ai transpirat ceva și nici eu nu sunt foarte ușoară. Nu mai sunt în zilele mele când dansam, acum sunt profesoară și nu mai sunt în forma maxă. Așa că și eu trebuie să mă antrenez dacă îți dau să ajuns cu tine. Împreună, vă rog frumos, data viitoare să ne mai arătați și nouă un dans superb ca acela. Da. Pe care acela a ieșit voi, foarte bine. Dar astăzi am să vă arăt ce înseamnă baletul, așa, în pozițiile de brațe, pozițiile de picioare, câteva mișcări simple, ca să știe tot omul dacă are acasă și își dorește și face frumos așa, ar trebui să vină să facă profesionist. Da, și mai ales la copii. La școală, la dance floor, mulțumim. La dance planet ne pregătim cu cei mici să mergem la concurs. Anul ăsta avem foarte multe concursuri și sperăm să facem mândră țara de rezultatele noastre. Mulțumim, Oana, cea mai tare profesoară din Ciobili. Mulțumim mult de tot. Bote, poți tu, așa, te rog. Reveranță numește, reveranță. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat.